O caravană formată din auto-utilitare ale poliției rutiere a plecat astăzi de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean într-o acțiune care a marcat Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor de Circulație. Astăzi comemorăm victimele din accidentele rutiere, desfășurând această activitate preventivă atât pe raza municipiului Buzău, cât și pe DN285. Oprim participanții la trafic, conducători auto, pentru a le îndruma să respecte regulile de circulație, a le face recomandări pentru a nu fi implicați în accidente rutiere. Caravana a străbătut străzile orașului și a oprit în mai multe locuri pentru ca polițiștii să poată sta de vorbă cu participanții la trafic. Ei le-au distribuit conducătorilor auto și trecătorilor flyere și pliante cu informații despre consecințele accidentelor de circulație. Comemorăm victimele din accidente rutiere. La nivelul județului Buzău sunt 39 de persoane care au decedat din accidente rutiere. Dumneavoastră ați fost implicat în vreun eveniment rutier? Nu, m-a ferit Dumnezeu până acum, mă închin la Dumnezeu, n-am dat la vitezii, cum să spune, merg foarte încet. Mulți mă mai înjură că merg încet, dar e mai bine să prevenim, țin distanța care trebuie, pentru că avem copii, trebuie copiii să aibă părinți în continuare și... Este o activitate desfășurată de poliția rutieră, de Inspectoratul de Poliție, în special poliția rutieră, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la siguranța rutieră. Duminică este ziua de comemorare a victimelor accidentelor rutiere. Numele pe care le auziți sunt numele persoanelor decedate pe raza județului Buzău. Astăzi comemorăm ziua victimelor din accidente rutiere. Facem apel la mai multă responsabilitate din partea participanților la trafic. Poftiți! Participanții la trafic au fost atenționați încă o dată că imprudența atât a conducătorilor auto cât și a pietonilor poate pune în pericol nu numai sănătatea, ci și libertatea sau chiar viața. Anul acesta, pe teritoriul județului Buzău, au avut loc 39 de accidente rutiere care s-au soldat cu persoane decedate.